Este vorba despre proiectul SEPAL, care își propune crearea unui model inovator de evaluare a competențelor existente a 300 de tineri NEET și dezvoltarea de noi competențe certificate prin organizarea unor stagii de ucenicie în cadrul întreprinderilor sociale și IMM-urilor. Mă bucur că ați reușit să accesați fonduri pentru a pune în aplicare cel puțin intențiile din ghidurile care au fost redactate până în prezent pentru acest grup Tiendra. De asemenea, forța de muncă este o problemă, sau mai bine spus, lipsa forței de muncă și în special forța de muncă calificată este o problemă cu care ne confruntăm și la nivel național și la nivel pentru Suceava. Ucenicia este o formă de calificare foarte dragă mie și pe care mi-am dorit foarte mult legiferată și susținută mai mult decât a fost făcut până în ultima perioadă, în sensul în care consider că este soluția de care avem nevoie cu efecte pe termen scurt pentru a rezolva această problemă a forței de muncă. Nu am putut să depunem acest proiect la nivel european, unde a fost o competiție destul de mare, unde a fost 480 de aplicații, din care doar 27 au fost declarate câștigătoare, din care doar 3 din România și din care și noi Suceava. Nu știu dacă întâmplător, în luna octombrie am fost chemați la donatori la Bruxelles să prezentăm proiectul nostru. Din cele 27 au fost selectate două să reprezinte în fața donatorilor. Cred că și evaluatorii au simțit că acest proiect ar putea să aducă un plus valoare la munca tuturor care încearcă să sprijine incluziunea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile. Obiectivul principal al proiectului este crearea unui model inovator de evaluare a competențelor existente a 300 de tineri NEET și dezvoltarea de noi competențe certificate prin organizarea unor stagii de ucenicie în cadrul unor întreprinderi sociale și în cadrul unor IMM-uri. Când ne referim la tineri NEET, vorbim de tineri care nu sunt în nicio formă de educație și nu sunt angajați. Principalele activități pe care le vom desfășura în cadrul proiectului se referă la dezvoltarea pe o perioadă de 4 luni a unor stagii de ucenicie în cadrul unor structuri de economie socială și apoi pe o perioadă de 2 luni a unui internship în cadrul unor firme private. Grupul nostru țintă este cuprins de 300 de persoane, 300 de tineri cu vârstele cuprinse între 24 și 29 de ani, printre care tineri cu dizabilități, tineri de etnie romă, migranți, tineri care au renunțat la școală, tineri care au în general competențe reduse pentru angajare. Mai multe despre proiectul SEPAL găsiți pe bucovinainstitut.org, site-ul Institutului Bucovina Suceava.